Doamna Vulpe. A fost odată un vulpoi frumos cu 9 cozi, care vrând să vadă cât de mult îl iubește soția sa, se aruncă la pământ și se prefăcu că a murit. Atunci doamna Vulpe urcă de grabă în camera ei plângând și o lăsă pe pisică, servitoarea, să se îngrijească de aleguri. Vestea despre năpasta care se abătu asupra casei doamnei Vulpi se răspândi de grabă, astfel că, nu după mult timp, un pețitor sosi la poartă. Doamnă Vulpe, un vulpoi tânăr și frumos a venit să vă pețească, o anunță pisica. Are 9 cozi ca răposatul domn vulpoi? O întrebă stăpâna casei. Nu, doamnă, nu are decât una. Atunci să meargă de unde a venit, căci nu-l voi primi în casă. După câteva minute a apărut la ușa vulpii un alt vulpoi, de această dată cu 2 cozi, dar nici acesta nu fu primit mai bine. Și tot așa se înfățișară mai mulți vulpoi, până când apăru unul cu 9 cozi. Auzind una ca asta, vulpea coborâ însăși să-l primească pe tânărul venit împețit. Când, ce să vezi, domnul vulpoi numai ce se ridică și spuse... Dacă m-ai văzut mort, nici măcar nu te-ai gândit să-mi faci cele creștinești, dar la burtă și la măritiș te-ai gândit. Și nervos cum era, o scoase pe doamna Vulpe din casă, cu vulpoi și pisică cu tot. Așa rămase doamna Vulpe fără protecție, căci tânărul pretendent o părăsi. Și fără ajutor, căci servitoarea plecă și ea, dar și fără casă, rămânând pe drumuri. Vorba proverbului, destinul conduce jumătate din viața fiecăruia, iar caracterul cealaltă jumătate.